Masa bogată de Paște este așteptată de toată lumea, iar gospodinele se zbat să-și arate meritele. Atenție însă, pe lângă mâncarea de casă, produsele cumpărate din supermarketuri pot strica echilibrul. Începând de la aperitive și până la băuturi, peste tot sunt aditive alimentari și zahăr în exces. Despre acest semnal de alarmă discutăm acum cu domnul Sorin Mierlea, președinte Infocons. Bună ziua! Bună ziua! Care sunt sfaturile dumneavoastră și la ce să fim atenți în această perioadă? În primul rând, văzând chiar acum pe imagini că arătați o gata vopsite în galantare, important este să citim eticheta, iar dacă pe eticheta respectivă nu avem toate informațiile și despre vopsea, mai bine nu cumpărăm acel produs. Cred că important este să citim eticheta și fiecare dintre noi, indiferent de pregătirea pe care o avem în momentul în care discutăm despre produse care au ingrediente pe care nu le înțelegem, le putem lăsa în raft, fiindcă sigur vom găsi produse mai aproape de ceea ce ne dorim. Pe cealaltă parte, doar la vopseaua de ouă, în ultimii ani a crescut cu peste 100% numericul de aditivi în produse. Avem o problemă pe zona de aditivi și când discutăm de masa de Paște și putem ajunge la peste 150 de aditivi la o singură masă, în care peste 60% din ei se repetă de 3-4 ori, ceea ce înseamnă cantitatea dintr-un singur aditiv putem să o ingerăm și de 3-4 ori, când discutăm despre un copil, despre un bolnav sau despre o persoană vârstnică, s-ar putea aici să discutăm despre anumite probleme. Iar pe cealaltă parte, cantitatea de zahăr și de sare în exces sunt alte două probleme care pun în pericol sănătatea noastră. Iar cred că de fiecare dată când cumpărăm un produs, dacă am citit puțin eticheta și să ne luăm acel timp să citim eticheta ca să nu stăm la coadă la farmacie, să ne luăm timp să citim eticheta, să nu mergem pe la doctor. Cred că depinde și de fiecare dintre noi, fiindcă găsim produse și fără aditiv, găsim produse și cu sare și cu zahăr puțin, iar sarea și zahărul sunt puse în primul rând în produse nu numai pentru gust, ci pentru a crea adicție. Iar toate aceste lucruri, cred că fiecare dintre noi, în momentul în care discutăm de masa de Paște, de sănătate și, până la urmă, de viața noastră, ar trebui să fim atenți. Din această perspectivă, Infocons a lansat aplicația gratuită Infocons. Scanezi codul de bare al unui produs, îți dă tot ceea ce scrie pe etichetă, îți explică aditivii într-un limbaj simplu, accesibil pentru fiecare dintre noi, îți calculează cantitatea de zahăr și de sare pentru ceea ce mănânci, iar pentru cetățenii români care pleacă, poate în Bulgaria, în Grecia sau în alte țări, scanează în țara în care este produsul respectiv și va avea informațiile în limba română. Cred că putem și noi, fiecare dintre noi, să fim cu adevărat puțin mai atenți, puțin mai responsabili pentru a nu mai ține primul loc la nivelul Uniunii Europene la toate tipurile de boli de cancer, bolile cardiovasculare, accidente cerebrale, obezitate infantilă, unde, din păcate, România este prima țară sau printre primele țări pe diferitele boli. Și cred că ține și de fiecare dintre noi, iar pe cealaltă parte, autoritățile publice ar fi benefic pentru fiecare dintre noi să facă publice toate controlele care sunt efectuate, ca și noi să știm ce, cât și cum au fost făcute aceste controle, ca să ne putem feri. Iar dacă am cumpărat un produs care a fost depistat ca neconform, să ne putem lua banii înapoi și să mergem să ne facem analize pe care să le decontăm către agentul economic care a pus în comercializare un produs neconform.